Bună dimineața! Bună dimineața! Cine este somnoros astăzi? Eu sunt prima, eu sunt somnoroasă astăzi. Din când în când sunt somnoroasă la ora 8 dimineața. M-am trezit foarte, foarte târziu pentru că m-am culcat foarte târziu. E turneul de tenis de la Miami, e bucuria de a sta în familie uneori și ieri a fost o zi de sărbătoare. Așa cum ți-am spus, am lăsat acest gând, lasă zilei frumusețea ei. A fost atât de bine. A fost atât de bine și la un moment dat mă gândeam, noi nu mergem la biserică în timpul săptămânii când e sărbătoare. Și ieri s-a întâmplat să schimb un pic lucrurile, să-mi eliberez un pic programul, pentru că am zis, dacă tot e pandemie, putem să facem lucrurile poate altfel. Și vreau să-ți spun că am avut așa, precum o zi de duminică, m-am simțit ca într-o zi de duminică, pur și simplu. Din când în când putem să facem lucrurile altfel și îți tot spun asta, ai nevoie de reconfigurare de traseu, avem nevoie de reconfigurare de traseu, să vedem ceea ce, din ce facem și când putem să ne permitem să schimbăm lucrurile în viața noastră. A fost uimitor pentru mine, pentru că la un moment dat, așa precum un copil, m-am gândit, wow, ziua asta a fost așa ca o duminică. Asta înseamnă că eu din când în când, în zilele de sărbătoare, mai pot să-mi fac o zi precum o zi de duminică? Da, poți. A venit cea de-a doua voce care mă susține. Totdeauna sunt două voci. Una care este poate curioasă sau poate speriată și una care poate îndrăznește sau este opusul celelalte. Vreau neapărat să mulțumesc pentru tot ceea ce faceți aici pe grup. Vreau să-ți mulțumesc pentru prezența ta, pentru energia ta. Știu că ești acolo. Astăzi la ora 8 aveam întâlnire cu o dragă doamnă și i-am spus trebuie să ne vedem la și 10 pentru că am un live și am zis, da, știu. Suntem atât de mulți, suntem peste 6.000 de oameni aici, fiecare cu îndrăzneala, curajul, tăcerea, starea lui. Simt că este o energie minunată aici pe grup și vă mulțumesc și îți mulțumesc fiecăruia în parte. Mulțumesc, Elena Nicoleta Conda, pentru că te ocupi de jurnalul 365 de momente de reconectare cu tine. Mulțumesc tuturor celor care îmi scrieți despre acest jurnal și cărora acest jurnal va aduce o stare de introspecție, așa cum l-am gândit, și o cunoaștere mai bună a voastră. Este un proces evolutiv, este un proces terapeutic, mergem înainte cu el. Mulțumesc foarte mult, Elena, pentru coordonarea și contribuția ta de acum. Vreau să vă mulțumesc și celor care ați postat. E Alina Prutean, care este într-o tabără de tox cu Cezare Lisei. Mă bucur foarte tare, Alina, să știu de tine, aștept să ne scrii cum a fost pentru tine experiența. Mulțumesc pentru fotografia minunată de ieri. Mulțumesc, Rita, pentru starea de bine și pentru faptul că ați adus împreună, am adus împreună cumva parte de spiritualitate, parte de inteligență sistemică sau spirituală, dacă vrei. Ați adus un duh asupra acestui grup și ieri în ziua de sărbătoare și cumva simt acest duh și mulțumesc din suflet. Mulțumesc, Gianina, pentru postarea pe care ai făcut-o. Sunt oameni minunați pe care admirăm în jurul nostru și cu siguranță această tânără de la Vocea României ne-a încântat pe toți. Mulțumesc foarte mult că ai împărtășit cu noi. Mulțumesc Ionela Roxana, Rus Ionela Roxana, pentru cărțile Dietetica și Mușcătura de Măr. Cât de fain și câtă recunoștință am în fața lui Dumnezeu atunci când văd că fotografiați cărțile pe care le citiți, pentru că eu iubesc cărțile, citesc și când văd aceste cărți cumva rânduite de Dumnezeu, cu numele meu pe ele, dar rânduite de Dumnezeu în casele voastre, în brațele voastre, în preocuparea voastră, sunt absolut încântată și bucuroasă și recunoscătoare. Dumnezeu le-a rânduit. Astea sunt gândurile. Mai este ceva? Diana Cuciurean din Suceava, draga mea, tu ai început ieri 30 Days No Sugar. Te rog frumos, scrie-ne.
te rog frumos, dacă mai sunteți pe grup care faceți această provocare acum, scrieți-ne să vă ajutăm, intră în fișiere să ție rețete. Știu că ai cartea 30 Days No Sugar, puterea de reuși împreună, dar scrie aici pe grup cum te simți ca să te ajutăm și te susținem, da? Te îmbrățișăm și suntem alături de tine. Camelia, am văzut că ai făcut biluțele cu macea prezentate de Mara în workshop, sunt bucuroasă și încântată. Astea sunt ultimele. Alexa Maria Gabriela, ne-ai pus și tu o fotografie. Acestea sunt gândurile, ultimele gânduri de pe grup. Să lăsăm acest gând, oare lasă zilei frumusețe ei să meargă mai departe și pe weekend? Hai să vedem ce am putea construi mai frumos în weekendul ăsta decât am făcut-o până acum conștient. Astăzi este o zi de vineri. Aduți aminte de apă, aduți aminte de crudități. Știu că v-am mai inspirat vinerea să mâncați doar crudități și insist acum. Nu trebuie să bei doar apă, dar dacă ești într-un post de apă astăzi vineri, cu putere mergem de mână în mai mulți înainte. Dacă nu, încearcă să mănânci doar crudități, să mănânci doar fructe, să mănânci doar legume, să mănânci doar niște semințe crude. Să vezi cum te simți mâine, ca nou, brand new. Dacă ești în provocarea să facem din martie unul de neuitat, adu-ți aminte de apă, de ceva verde, adu-ți aminte să mănânci un măr zilnic, adu-ți aminte să te miști într-un fel sau altul, să faci mișcare, ne revedem luni la mișcare împreună cu Elena, în grupul Mișcare în ritmul tău. Adu-ți aminte să te uiți admirativ un minut către ceva sau cineva, să te oprești și să lași mintea un pic pe pauză. Adu-ți aminte să spui ceva frumos cuiva. Cui i-ai spus ieri ceva frumos și cum te-ai simțit când ai făcut asta? Adu-ți aminte să înalți în fiecare zi o recunoștință, măcar una, pentru ceea ce ai trăit în viața, în ziua care se duce. Eu te-aș îndemna să facem un focus pe weekend. Hai să vedem, să lăsăm zilei frumusețea ei, să mergem mai departe cu să lăsăm weekendului frumusețea lui și hai să vedem ce construim în acest weekend. Te provoc să scrii pe grup, mă provoc și pe mine să revin poate cu idei sau cu intervenție live, pentru că eu pe grup îmi doresc foarte tare să am aceste intervenții live. Să scriem despre cum am adus frumusețe în acest weekend. Cum ne-am făcut noi zilele de weekend frumoase? Cum îți faci aceste zile ce vin frumoase, vineri, sâmbătă, duminică? Vreau să îmi dai niște gânduri. Vreau să te gândești că pleci undeva, că faci o excursie în parc, că suni pe cineva drag, că îți gătești ceva bun, că faci un lucru, măcar unul special și altfel decât îl faci până acum. Avem nevoie să schimbăm, citeam ieri despre lobul frontal. Lobul frontal are nevoie de schimbare, interacțiune, ca să poată să se dezvolte. Suntem într-o perioadă de încercare, nu ne lăsăm. Este 8 și 8 minute, suntem în data de 26 martie, ora 8:08, să ai o zi de vineri super, super energizată, să ai un weekend în care making memories. Voilà, provocarea mea pentru tine, pentru acest weekend, este making memories. Vreau amintiri pe care să ți le construiești în acest weekend. Vreau să ne construim amintiri în acest weekend. Making memories și scriem despre ele pe grup. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că ești aici cu mine, să ne inspirăm și să creștem împreună. Mulțumesc!